Ministrul ucrainean al apărării le cere liderilor europeni să-l recunoască pe Putin drept criminal de război. După ce președintele american Biden l-a catalogat pe omologul său rus Vladimir Putin drept criminal de război, ministrul ucrainean al apărării, Olexi Reznikov, i-a îndemnat pe liderii europeni să facă același lucru. Fac apel la toți membrii Parlamentului European să recunoască faptul că Putin este un criminal de război, așa cum s-a procedat în Statele Unite, a declarat el în fața unei comisii din Bruxelles prin legătură video. Nu este pur și simplu un război. Este teroare de stat, a spus el. Reznikov a reiterat de asemenea apelurile președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelensky, de a se implementa o zonă de interdicție aeriană pentru a proteja Ucraina de atacurile aeriene și bombardamente. Cu cât ezitați mai mult, cu atât mai mult va fi perceput de către copiii și nepoții noștri ca o complicitate a dumneavoastră în această crimă. Așadar, vă rog să luați această decizie, deoarece electoratul dumneavoastră va reflecta asupra acțiunilor dumneavoastră, a spus el. Comentariile sale vin după ce ministrul britanic de Externe Liz Truss a declarat de asemenea că există dovezi foarte, foarte puternice că Putin este un criminal de război. Experții au avertizat însă că un astfel de limbaj este posibil să escaladeze și mai mult tensiunile diplomatice.